Salut, Dăgunii! Gunii, băi tâlharilor, detectoriști, tâlhari! Hai să vă arăt ce am mai primit de pe Temu. Temu, sistemul, a venit un pachetel de pe Temu, sistemul. Să le facem și să vedem ce am primit. De pe Temu, sistemul, stai că mai e ceva pe aici. Ia să vedem. Da, gata. Vă plac mănușile mele? Hai toți. Da, stai măi, ia uitați măi, braconier cu detectare ce a venit măi. Vă place? Păi stați așa, stați să pun un pic de pauză. Punem puțină pauză ca să... Să ne schimbăm. Ne transformăm în pirat. În piratul Willy. Dăm jos mănușile cu schelet. Ca să luăm mănușile cu piratul Willy. Ia, ce spuneți, măi? Măi, braconierilor, ce spuneți, eh? Ia, uitați. Ia, uitați, măi, braconierilor, măi. Nu v-ar sta mai bine cu asemenea mănuși? Când mergeți să căutați comori cu un detector? Ia uitați, măi! Bun! Ia să vedem ce avem aici. Altă pereche de mănuși, tot pentru săpat la detecție, cu schelet. Așa. Ia să vedem. A, da, asta e tot pentru braconierii căutători de comori. Am văzut la familia aia din Cluj. Ei au Doina Burtnar, parcă chiar așa, Doina Burtnar și cu bărbatul ei. Au așa ceva chestie din asta, dar e mai țapănă decât alea care le-am luat. Are un cablu de sârmă băgat înăuntru, deci e mai rezistent. Vânzătorul spune că rezistă la 7 kg. Deci, cablul se rupe doar dacă agăți o greutate mai mare de 7 kg. Tot ce se poate. Oricum, vede. Să vedem cum se comportă. O să agăți de el ulcica cu cele 7 kg de monede din aur și argint. Cum care ulcica? Asta care am găsit-o, ia uitați, stați să vă arăt. Așa, mai departe. Dăguni! Never say die! Nu ne predăm niciodată, măi! Niciodată nu ne predăm. Predăm numai comorile, dar noi nu ne predăm. Predăm comorile la stat. Ia să vedem. Da, ia, uitați. O insignă care să ateste că suntem, facem parte din gașca tâlharilor. Dăguni, tâlharii, da. Ia uitați, măi băieți, ia uitați. E faină? E faină. Are aici și... E cu siguranță, are două clapete, vedeți? Dacă nu le apeși, nu se desface. Are clapete de siguranță. Poți să tragi de el, că nu cade. Ăsta nu-l pierzi, măi, de la șapcă, la rucsac, la detector, unde vrei să-l pui. Dar mai am, stați așa, să vă, ia, chiar să vă arăt. Că de rândul trecut, ia, punem-l acolo. Și mai am de rândul trecut ce-am mai luat. Deci am zis să întregesc colecția. Ia uitați, tot la fel e, numai că scrie mai mult. Așa, și asta e cu... Tot din filmul Dăgunii cu Balacu. La fratelii. Unul din frații fratelii. Așa, ce am mai luat aici? Deci asta de la... ia să vedem. V-a plăcut comora care am găsit-o? Stai să vă mai arăt niște poze. Până desfac eu aici să vedeți niște poze cu ce am găsit. Uitați! Înapoi în viitor!
Mașina timpului. Doctor. Cum îl chema? Emmet, nu? Parcă Emmet, așa zicea. Emmet. Marte și cu doctor Emmet. Deci mașina viitorului. Da. Și aici. Stai să desfacem și pe asta. Asta e tot din mașina de Leoni. Din înapoi în viitor. Și mai avem unul. Așa. Ia să desfacem și pe ăsta. Da, deci cele trei modele, dacă ați văzut filmele, în fiecare filmuleț, mașina apare altfel, îmbunătățită, cum s-ar spune. Deci asta e din primul, unde prindea viteză ca să poată să treacă în timp. Asta cred că e a doua, când deja ai făcuse îmbunătățirea aceea cu puneai resturi menajere. Și asta este a treia. Vedeți? Când deja i-a pus, a fost descoperită în 1800 și ceva acolo în mina de aur și a trebuit să-i facă un circuit. I-a făcut un circuit. Deci. Aha, da, da, asta din atunci când a mers cu trenul, a fost împinsă de tren, de locomotivă, și asta când i-a făcut ei cu piese mari, n-a putut să-i facă un montaj electronic decât folosind piese mari. În fine, ce mai avem aici? Asta îmi place. Asta o să fie prietenul meu în detecții, care și dacă o să găsesc potcoave, el o să zică ok, ok, vezi, ăsta este astronautul american, care zice ok, good, 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 bravo, felicitări, ai găsit o comoră, potcoava lui Decebalus, tot insignă. Și ce mai avem aici? Da. Roboțelul, nu mai știu cum îi zice la filmul ăla, cu roboțelul care a fost fulgerat și s-a domesticit. Din roboțelul criminal a devenit roboțelul prietenos. Frumos? E frumos. Prietenos și e frumos. Altă insignă. Și ultimul lucru. Opa, ce-a zburat? Asta este acolo unde mergem noi să căutăm comori, în natură, cu cortul în natură, munți în spate, munții Bucegi în spate și noi căutăm acolo, pe la predial, ce a mai lăsat alții, dacă au mai lăsat din primul război mondial, dar nu a mai rămas acolo nimica. În fine, deci altă insignă frumoasă, depus la pălărie, la rucsac. Asta este, deci sper că v-a plăcut, băieți. V-a plăcut, sper, și comoara găsită de mine cu detectorul de metale. M-au dat și pe ProTV. Ia uitați aici ca să vedeți. Și aștept să mi se dea recompensa cuvenită. Să pot să mai cumpăr lucruri de pe temu. Să ne auzim cu bine până la următorul filmuleț.